Centrul de transfuzie sanguină maramureș face în continuare apel către pacienții COVID-19 vindecați să răspundă pozitiv solicitărilor angajaților centrului și să accepte programarea în vederea donării de plasmă convalescentă. Plasma donată oferă pacienților COVID-19 aflați în stare critică anticorpii salvatori care pot neutraliza virusul SARS-CoV-2. Echipamentul de plasmafereză donat în beneficiul maramureșenilor poate fi utilizat la capacitate maximă doar cu ajutorul donatorilor, pacienților care au învins boala. În urma unei proceduri de plasmafereză se obțin trei doze terapeutice de plasmă convalescentă care pot ajuta pacienții critici să lupte și să învingă boala, iar donarea de plasmă prin procedura de plasma fereză se poate repeta la două săptămâni. Pacienții COVID-19 vindecați pot contacta centrul pentru programare la donare. Având în vedere creșterea numărului bolnavilor internați, Spitalul Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș Mare, vine în sprijinul pacienților și aparținătorilor prin suplimentarea programului destinat predării pachetelor. Astfel că aparținătorii pot aduce pachete pentru pacienții internați zilnic între orele 10 și 11 și 15 și 16. Acestea trebuie predate reprezentanților serviciului de pază la intrarea principală în spital. Aparținătorii sunt rugați să atașeze pachetului un bilet care să conțină numele, prenumele, secția sau etajul și salonul în care este internat pacientul. Reprezentanții unității medicale precizează că măsura privind interzicerea vizitelor pe secțiile spitalului se menține. Legea care prevede ca persoanele cu venituri mici să primească gratuit în fiecare lună un set de 30 de măști de protecție din partea guvernului a fost adoptată de Parlament. Măsură va fi în vigoare pe toată durata pandemiei de coronavirus. Propunerea legislativă a fost adoptată în Camera Deputaților cu 224 de voturi pentru, 64 împotrivă și 3 abțineri. Proiectul are ca obiect achiziționarea de măști de protecție de către Ministerul Sănătății prin uniforme SA pentru protecția împotriva COVID-19 și distribuirea acestora în mod gratuit către mai multe categorii de persoane. Primările vor fi cele care vor întocmi listele cu persoanele care se încadrează la a le fi oferite măști gratuite pe care le vor trimite apoi direcțiilor de sănătate publică, cele care vor distribui la rândul lor măștile.